Bună tuturor, în acest clip o să vă vorbesc despre două pensule de la e.l.f. Cosmetics Ice Lip Space pe care le-am achiziționat de vreo 3-4 luni. Doar pe aceste două le-am de la ei. Despre celelalte nu pot să vorbesc pentru că nu le-am încercat. Și acestea m-au atras pe mine cel mai mult. Este vorba despre cea pentru pudră, pe care ați văzut-o și la fetele din străinătate și la fetele de aici. Și cea pentru conturul ochilor. O să vorbesc prima oară de aceasta. Pensulă pentru contur. Această nouă pensulă antibacteriană cu per sintetic de taclon este mai moale, absorbe mai bine și poate fi folosită cu produse umede sau uscate. Fii un make-up artist profesionist și creează un look fără imperfecțiuni cu această pensulă Air Studio. Perii bombați au multă culoare și o depozitează pe ploapă pentru extra definire. Oferă intensitate în zona de lângă linia genelor și în colțul ochiului. Folosită pentru a întinde culorile de-a lungul liniei genelor pentru a obține nuanțe mai intense și este vegan friendly, adică nu este din păr de animăluțe, este din fibre sintetice, cum am zis, din per de taclon. Și mie îmi place foarte, foarte mult această pensulă, mi se pare foarte potrivită pentru ochii mei, pentru că eu n-am mult spațiu aici și este destul de mic și pot să creez foarte ușor la acela exterior și pot să și amestec destul de bine culorile, adică pentru blending. Pentru zona de sub ochi, pentru aplicare de culoare aici nu am folosit-o, dar cred că ar merge bine. Perii, așa cum zic, ei sunt foarte, foarte moi și ce îmi place, nu a năpârlit deloc, nu i-a căzut niciun fir până acum și am spălat-o de foarte multe ori și perii au rămas moi după fiecare spălare, nu așa cum s-au întâmplat cu alte pensule pe care le am și din fibre sintetice și din per naturale. Deci, vă recomand când o găsiți pe stoc, pentru că momentan, din câte știu, este... Da, nu mai există pe stoc. Și costă 18 lei, la fel cum costă toate celelalte produse din gama Studio. Și acum o să vorbesc despre renumita pensulă pentru pudră. Să găsesc și ce spun ei, o să dureze puțin. Vă zic ce știu deja din cap în cap, are tot aceeași per de taclon sintetici, este foarte, foarte moale la atingere și când cauți produsul nu-l găsești. Și o să vă zic când e părerea mea, deoarece stau prea mult acum să caut. Are perii foarte, foarte moi ca și cealaltă, costă tot 18 lei. Ce s-ar putea să întâmpinați probleme foarte multe dintre voi și eu am întâmpinat această problemă. Mânerul nu este prins foarte bine și necesită lipirea lui cu superglu după ce cade. Dar după ce treceți și de acest obstacol, pensula poate fi folosită foarte bine și uite că am găsit și ce zic ei. Această nouă pensulă antibacteriană cu per sintetic de taclon este mai moale, absorbe mai bine și poate fi folosită cu produse umede sau uscate. Fii un make-up artist profesionist și creează un look fără imperfecțiuni cu această pensulă e.l.f. Studio. Creează un machiaj profesionist, acoperire maximă, poate fi folosită pentru pudră sau blush, pentru o conturare perfectă, vegan friendly. După cum
mi s-a răpărit foarte, foarte mult și am spălat-o de nenumărate ori ca și pe cealaltă. Și aceasta a pierdut, cred că, un fir doar. Acum, ultima dată când am spălat-o, dar este foarte, foarte bine, ținând cont că altele, la prima spălare, înainte de folosire, pierdeau deja 3 sau 4 fire. Și apoi și la spălare repetate tot câte 3-4 fire. Eu am folosit-o pentru aplicarea fondului de ten. Ok, nu mă încântă pe mine foarte mult aplicarea fondului de ten cu această pensulă. Am mai folosit-o pentru aplicarea fardului de obraz și pudră și cremă. Și aplicarea aceasta este destul de ok. Dar ce îmi place foarte mult să o folosesc pentru pudra bronzantă, pentru bronzer. Mi se pare că estompează foarte, foarte bine și ți se pare că ai linia aceea. De fapt, avem toți linia naturală de umbră când întoarcem așa, dar nu este atât de accentuată ca atunci când folosești pudra bronzantă. Dar mie mi se pare, folosind chestia asta, că estompează foarte bine și nu dă un aspect artificial, adică nu se vede doar o dungă, o bară pe față. Și da, am zis că costă tot 18 lei și le recomand cu mare încredere pe amândouă și sper să le găsiți pe stoc și când le găsiți, dacă vreți mai multe, să vă cumpărați mai multe bucăți. Și cred că eu să-mi cumpăr mai ales din aceasta încă două bucăți. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Dacă mai aveți alte întrebări sau părerile voastre despre aceste pensule sau despre orice altceva, le aștept cu mare drag și pe data viitoare. Pa!